Dragi prieteni, după luni de presiune și multe eforturi din partea mea și a domnului europarlamentar Romeo Franz, în sfârșit Parlamentul European dezbate violența polițienească. Totul a pornit de la cazul unui tânăr de etnie romă din Cehia. Acesta a decedat după ce un polițist și-a ținut genunchii pe gâtul lui timp de 6 minute. Cazul a fost atunci numit cazul George Floyd al Europei. Dar, dacă în cazul lui George Floyd toți liderii europeni au reacționat, s-au întrecut în declarații și în rezoluții, în cazul acestui tânăr rom pe nume Stanislav, toată lumea a tăcut mâlc și n-am înțeles de ce. Dragii mei, violența polițienească duce la moarte. Ea nu face cinste acestei instituții. Și sunt absolut convins că vă amintiți de foarte multe cazuri care s-au întâmplat și în România. Vi-l amintiți probabil pe Zaharia, bărbatul de 63 de ani, care a murit în autogara din Pitești după ce polițiștii l-au pus la pământ. Vă amintiți probabil de bărbatul din Vatra Dornei, care a fost imobilizat de o polițistă cu spray lacrimogen și care a murit. Vă amintiți la fel de bine și de cerșetorul din Cluj-Napoca, bătut brutal de polițiștii locali și lăsat cu mâna ruptă. Oameni buni, Dumnezeu ne-a creat pe toți egali. Nimeni și nimic nu are dreptul să ia viața unei ființe umane. Această violență polițienească, această forță disproporționată aplicată de unii polițiști pentru imobilizarea suspecților trebuie să înceteze. E periculoasă și în foarte multe cazuri a dus la moarte. Acesta este apelul meu, acesta este apelul domnului europarlamentar Franz pentru instituțiile polițienești din întreaga Europa.